Un scaun rulant de calitate este primul pas spre independență. Este primul pas ca să-ți dai seama care este adevăratul tău potențial. Poți să fii independent, poți să te deplasezi singur cu un scaun rulant potrivit, poți să ai o slujbă, poți să ai o familie și poți să faci activități recreative și de timp liber cum ar fi sportul în scaun rulant. Am reușit să-mi termin studiile economice, iar acum fac ce-mi place în activitatea mea zilnică. Am început cu un sport de echipă, basketul, așa am descoperit sportul. Este un sentiment foarte plăcut să faci parte dintr-o echipă, să participi la competiții. Pe parcurs am descoperit tir cu arcul, care mi s-a potrivit mult mai mult. Este un sport individual unde muncești pentru rezultate și este pur și simplu, ai acolo o preocupare, îți dorești foarte mult să faci și altceva, iar sportul am regăsit și liniște și satisfacție, multe lucruri minunate. După o traumă suferită de către o persoană în scaun rulant, acea persoană rămâne cu multe întrebări. Și aici intervin eu ca și instructor de recuperare activă și îi deschid un pic orizonturile, îi lărgesc orizonturile și îi explic că totuși, dacă este în scaun rulant, viața nu se termină aici, poate să meargă mai departe și ce are de făcut în continuare. O soție, am un băiețel care are 9 ani, se duce la școală, este clasa a treia, mă descurajase un pic faptul că nu puteam să-l duc la școală, nu puteam să-l iau și am reușit să iau permis un scaun rulant. Acum pur și simplu mi-a schimbat și viața pentru că pot să conduc o mașină, îmi duc băiețelul la școală, îl iau de la școală, ieșim prin parcuri, ne plimbăm, tot timpul cu fruntea sus, nu mai îmi este rușine. Mesajul pe care aș încerca să-l transmit și este și motto-ul după care mă ghidez eu, este că nu există, nu pot. Indiferent câte greutăți întâmpin, tot timpul se poate trece peste acestea. Și nu trebuie să punem în valoare dizabilitatea unei persoane, ci abilitățile pe care le are. Scaunul rulant devine legătura utilizatorului cu lumea reală. Practic, dacă ai un echipament corespunzător, poți să faci tot ce îți trece prin cap. Poți să mergi la serviciu, poți să mergi la școală, poți să faci sport, poți să faci tot ce ți-ai dorit vreodată să faci.